răspuns la o întrebare? Hai, cunoașteți despre ajutoarele care ne vin din România, Republica Moldova? Nu cunoașteți? În ultimii ani, România foarte mult a investit în Republica Moldova. Ca exemplu pot să vă dau grădinițele care au fost renovate la noi în Republica Moldova. Avem peste 1000 de grădinițe renovate. La fel ne-a ajutat cu gaz, cu curent electric când am avut nevoie. Și tocmai de asta noi suntem țări vecine și avem aceeași limbă, același folclor, aceeași cultură, aceeași gastronomie. Și din cauza că ei ne-au ajutat până acum cu ajutoare, noi avem o scrisoare în care cerem în continuare ajutoare. Cu apărarea comună față de agresiunea din Rusia ca să menținem pace și liniște în țară, deoarece nimeni de la noi nu ar dori război cum este acum în Ucraina. De asemenea, investiții să vină din Occident, cum vin în România, pentru a crea locuri de muncă, mai ales în mediul rural, în sate, deoarece în sate sunt foarte puține locuri de muncă și tineretul din această cauză pleacă peste hotare și lasă satele singuratice. Infrastructura să fie dezvoltate, drumuri, apă trasă, canalizare, să modernizăm satele și orașele. Ajutor cu pensiile și leacuri, medicamente pentru bolnavi, deoarece pensiile sunt foarte mici la noi, Republica Moldova. Da, 5 lei ne-a pus la mie. 3, 5. Așa, pensie mică aveți? 2000, vine să șapte. Mulți bătrâni spun... Dacă lemne, prindem mai mult, dar lemne, gata, nu dăm. Alții spun că nu le ajung pensia și practic toată pensia o lasă la farmacii pentru medicamente. Dar în România pensiile și salariile sunt de 2-3 ori mai mari ca în Republica Moldova și ei își pot avea o viață decentă, da. Pot trăi. De asemenea, lupta cu corupția și birocrație ca să se dezvolte țara mai repede, deoarece corupția este o problemă majoră la noi în țară și posibil din cauza aceasta se formează aceste probleme. Ați fi de acord să semnați așa o scrisoare pentru ajutare? Fiecare cetățean are dreptul de a semna așa scrisori cu ajutor și noi trimitem în România. Ar fi bine să ne unim cu România. Vom avea foarte multe beneficii, cum și am spus, chiar pensiile și salariile de care foarte mult avem nevoie vor fi mai mari. Locurile de muncă. Tu mai ai acasă, făină, uloi, zahăr, la care cumpăr tot. Corect, nu uită televizor, spune cum ai zis. Vom avea foarte multe beneficii după intrarea în România, vom intra și în Uniunea Europeană. Băietul meu e la mort.